Printre multe alte participări la concursuri și festivaluri pe parcursul vacanței de primăvară, copiii din cadrul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți au mai participat împreună cu 10 copii din România și 10 copii din Republica Moldova la o tabără de încondiere a ouălor, care s-a desfășurat în localitatea Vama, județul Suceava, în cadrul unui proiect transfrontalier implementat de Asociația Centru Regional de Resurse în Turism din Iași și finanțat de Uniunea Europeană prin programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Atelierul, care și-a finalizat lucrările pe 26 martie, a fost organizat în cadrul proiectului Unitate în Diversitate, schimburi de artă și meșteșuguri tradiționale pentru tineret, în care sunt implicați 90 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani din cele trei țări. Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea interacțiunii între locuitorii din zona transfrontalieră și între comunitățile din care fac parte, prin împărtășirea valorilor, tradițiilor și patrimoniului cultural comun, precum și prin acceptarea diversității culturale. Iată că a venit momentul, la sfârșitul activității, să privim în trecut și să vedem ce obiecte de artizanat am putut să realizăm, ce relații s-au legat între noi, copiii din România, Republica Moldova, Ucraina, ce tradiții culturale avem de schimbat între noi și ce obiecte, meșteșuguri, arte avem de transmis mai departe generațiilor care vin. În cadrul atelierilor meșteșugărești organizate la Vama, Hâncești și Cernăuți, se urmărește promovarea artelor și meșteșugurilor tradiționale între țările din zona transfrontalieră, arhivarea și conservarea artelor și tradițiilor din aceste țări, crearea de rețele între tineri din zona transfrontalieră, dezvoltarea de parteneriate în zonă, contactul cultural între membrii zonei transfrontaliere, familiarizarea comunităților locale și naționale cu idee de multiculturalitate și diversitate culturală, dar și popularizarea în rândul comunității locale și naționale a posibilității de a se implica în proiecte transfrontaliere. În timpul șederii la Vama, copiii împreună au urcat pe Rarău, au fost la hramul Mănăstirii Moldovița, au vizitat Muzeul Ouălor Încondeiate de la Vama, dar și alte obiective turistice din Bucovina. Activitatea de încondiere s-a desfășurat sub îndrumarea unor meșteri din domeniu din această zonă și a copiilor încondeietori. Produsele realizate au fost luate în Moldova și Ucraina și vor fi donate unor centre de copii cu dezabilități din zonele de proveniență a tinerilor. În cadrul proiectului vor fi organizate încă două tabere artistice pentru copiii cu vârste de 12-16 ani din Iași, Suceava, Republica Moldova și Ucraina, pe tema sculpturii în lemn în Ucraina și a modelajului în lut în Republica Moldova, la care vor participa alți 30 de copii din fiecare țară. Se va edita un catalog cu obiectele de artizanat realizate de participanții la tabere. Vor fi donate obiecte de artizanat unor centre de copii cu dizabilități, care să învețe la rândul lor să realizeze produse de artizanat. Va fi realizat un film documentar care prezintă artele și meșteșugurile tradiționale din Bucovina, Hâncești și Cernăuți și un site de promovare a proiectului. Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, care are ca scop păstrarea identității românești atât în nordul Bucovinei cât și în toată Ucraina, este unul din partenerii în implementarea acestui proiect, ceilalți fiind Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Hâncești în Republica Moldova și Asociația Tinerilor Români din Basarabia și Bucovina. Ion Tulbu, șeful Direcției Cultură și Turism a Consiliului Raional Hâncești, a considerat activitatea de la Vama un lucru extraordinar
pentru copiii cu care a venit, pentru că în raionul Hâncești, arta încondeierii ouălor este mai puțin dezvoltată. Copiii au învățat lucruri foarte importante despre acest meșteșug și speră că în viitor să poată organiza astfel de ateliere la care vor fi instructori însăși copiii. Am rămas uimită cât de ușor se pot face după ce ne dăm seama fiecare pas prin care trecem. Și de aceea îi mulțumesc, doamne profesoare, și sper să pot continua și să împărtășesc și altora. Între copiii participanți la prima tabără s-a legat o adevărată prietenie și organizatorii sunt bucuroși că generația tânără preia de la bunici și părinți aceste obiceiuri și ei reușesc să le ducă mai departe, având șansa de a trăi într-o Românie mare și unită din punct de vedere cultural, a concluzionat Constantin Popa, managerul general al acestui proiect.